viață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni! O nouă emisiune, cafeaua de dimineață, pe știri din neamț și mesagerul de neamț în direct. Oameni buni, astăzi continuăm discuțiile, de acum o perioadă de timp nu avem ce face, trebuie să mergem în acest ritm și în acest mod, pentru că e important pentru județ, pentru localitățile din județ, pentru noi toți, să reușim să discernem din varietatea de oferte pe cea mai bună sau cea care credem noi că ni se potrivește cel mai mult. Astăzi, în emisiune, reprezentanții ai partidului USR Plus, bineînțeles că a venit comandantul de navă, adică domnul Zaharia, domnul Florin Zaharia, bună dimineața, comandantul de navă și cel care candidează din partea partidului pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Neamț. Alături de domnia sa, un candidat interesant atât prin profil cât și prin activitate, candidat pentru primăria Ion Creangă, domnul Bogdan Huci, bună dimineața! Bună dimineața! Domnul Bogdan Huci este profesor și va avea destule să ne spună în legătură cu planurile USR Plus vis-a-vis de acest domeniu de activitate, educația. Domnul Florin Zaharia, cum conduceți vaporul în perioada asta de... Mai sunt câteva zile și începe campania oficială. Cum merge? Deci am intrat în linie dreaptă. Ați intrat în linie dreaptă? Linie dreaptă. Deja ne-am fixat cap-compas Consiliul Județean și cât mai multe primării. Am început să avem activități în tot județul. După lansările de candidatură, suntem în fiecare zi pe teren, vorbim cu oamenii, să-i convingem pentru a veni la vot și a ne acorda votul pe 27 septembrie. Adică, cum se spune, om cu om, localitate cu localitate. Stradă cu stradă, om cu om, uliță cu uliță, pentru că încă mai avem uliță. Dar reușiți? Da, să reușim. Să acoperiți județul? Reușim. Reușim cu brio, echipele noastre sunt în teren, oamenii, cetățenii sunt receptivi la... Sunt receptivi? Receptivi. Spun să nu fie de un anumit culoare. Dacă... Deci ei prima lor grijă este să nu fie o anumită culoare. La ce au alergie, domnul Zahar? La culoarea roșie. La culoarea roșie, asta da. E. Deci asta este alergia pe care o au oamenii. Da. Și la transferul de capital uman din alte județe în județul Neamț. Am înțeles. Deci, în general, oamenii sunt reticenți la acest gen de culori, ca să spunem așa. Da. Bine, haideți să profităm de prezența domnului. Deci, programul nostru de guvernare județean, pe lângă tema mediului înconjurător, sănătate, îngrijire la domiciliu pentru persoane vulnerabile, un prim punct, aș putea spune, este educația și învățământul. Pentru că fără educație și învățământ de calitate nu avem șanse de a ne reveni ca județ și chiar ca și nație. Ca nație, până la urmă, pentru că rezultatele din învățământ sunt din ce în ce mai discutabile. Uite, înainte de a-i da cuvântul domnului Bogdan, vreau să vă spun că așa, într-un anonimat aproape total, zilele acestea se desfășoară a doua sesiune a bacalaureatului. Și pe aici, pe acolo, câte o știre, dar fără mare tantam și fără să îi se acorde importanța pe care ar merita-o, chiar dacă e sesiunea a doua, dar să nu uităm că sunt mulți care nu au putut să dea în prima sesiune. Motive medicale, a fost pandemie. Deci, totuși este cel mai important examenul maturității din viața unui om și ar trebui să fie mai bine pus în lumina reflectoare. Domnul Bogdan Huci, în primul rând, cum de ați intrat în
politică, unu. Doi, cum de v-ați hotărât să candidați la o comună destul de grea, e dezvoltată, e în apropierea Romanului, bă, la un moment dat era alipită într-un colegiu electoral de Roman. Da, și e un curaj până la urmă. Haideți să vedem, povestiți-ne. Am decis să candidez pentru că dacă nu facem ceva în direcția aceasta, dacă nu ne implicăm, nu putem avea speranța că alții fac treaba bună pentru noi. În afară că lucrez în învățământ, sunt și antreprenor. Din 2012 am intrat și în sistemul privat. Am avut o firmă cu 30 de angajați, am făcut producție. Producție? Cu mână învecinată. Da, adică de la Ion Creangă, unde eram profesor în 2012, am plecat la Valea Ursului. Acolo este un liceu, era la vremea aceea liceu tehnologic cu specializare pe confecții, iar absolvenții școlii aveau posibilitatea să se angajeze în firma Rotricon pe care eu o administram. Interesant. În felul acesta, oarecum, am început să am de-a face și cu administrațiile locale și, bineînțeles, și cu partea de afaceri. Iar în 2015 mi s-a propus să accept funcția de director de școală la școala gimnazială Vlad Dănuiesc, Comuna Pâncești, unde sunt cu contract acum. Și în 5 ani de zile am reușit să transform de la câțiva pereți vopsiți cu verde și toaletă la 50 metri de școală, încălzite pe lemne și cu miros de mucegai, am ajuns să avem un corp de școală construit pe fonduri europene, un corp de școală reabilitat prin Ministerul Dezvoltării. Avem internet metropolitan, deși la 27 de km de Roman. Avem 2 laboratoare de informatică, bază sportivă cu teren sintetic și nocturnă, plus multe altele pe care o să vă invit odată, dacă o să doriți. Cu mare plăcere, pentru că exemplele acestea de bune practici trebuie multiplicate și trebuie arătat că se poate. Se poate și în România. Se poate. Numai să avem voință, să ne dorim. Prima dată este să ne dorim, după aceea este să avem încredere, să avem credință că reușim. Și aș adăuga aici că tot ce s-a întâmplat în acea școală a fost cu colaborarea școlii și a primăriei, a Consiliului Local. Adică școala a găsit un partener în primărie. De aceea, în prezent, consider că e foarte important candidatul la primar sau cel care ocupă funcția de primar să aibă deschidere. Deschidere spre școală, spre biserică, spre dispensar, spre tot ce avem noi în localitate, spre antreprenori, spre persoane fizice autorizate, pentru că împreună, făcând unitate, facem și performanță. E foarte important. Foarte frumos spus și vreau să vă spun că, într-adevăr, cheia pentru dezvoltarea unei școli în mediul rural, dar nu numai în mediul rural, asta este. Un director care să fie, cum se spune, interesat să facă, după aceea legătura cu Consiliul Local să fie perfectă și cu primarul. Da. Dacă se întâlnesc cei trei factori, este aproape imposibil să nu faci pași înainte. Și cred că ceea ce ați spus demonstrează acest lucru. Vă rog să continui. Așa este. Având în vedere că am dezvoltat în Comuna Valea Urțului, am dezvoltat școala în Comuna Pâncești, în paralel cu asta mai am și o firmă în orașul Roman, în domeniul kinetoterapiei și motricității speciale, a fitness-ului și a sportului pentru toți. Acolo am reușit să accesez fonduri europene și am creat 4 locuri de muncă. Dezvoltând în jurul comunei în Creangă, m-am gândit că e timpul să mă întorc acasă și toată experiența mea dobândită în sistemul de învățământ, dar și în privat, să o pun la dispoziția cetățenilor. Și îmi doresc tare mult să obțin votul lor de încredere. Spuneți-mi un pic, cât de greu se face o filială USR Plus într-o localitate cum este Ion Creangă? Care e feedback-ul cetățenilor? Cine vine spre dumneavoastră? Care sunt categoriile de vârstă? E foarte interesant să discutăm asta. Cel mai greu este să găsești un om dispus să-și asume conducerea unei filiale de genul ăsta și să-și asume
toate atacurile la care va fi supus de către cei care nu-și doresc în niciun fel schimbarea sau să scape conducerea primăriei și a Consiliului de sub influența lor. Dacă am găsit acea persoană, e mult mai ușor, mult mai ușor într-un grup de prieteni cunoscuți și se multiplică mesajul, ajunge la cât mai mulți cetățeni și sunt mari șanse de reușită. Dar e și reversul, să spunem. Găsim persoana și își asumă chestia asta, dar la un moment dat este supusă unor asemenea presiuni, nici nu vă imaginați de la ce nivel înalt, pe linie de serviciu, cu amenințări de pierderea locului de muncă, și unii dintre ei renunță la aceasta. Aș vrea să-l completez un pic pe Florin. Cred că cel mai important este să ne concentrăm pe noi. Adică așa am procedat eu la Ion Creangă, chiar dacă au mai fost poate mici șicane sau presiuni, m-am concentrat pe ce vreau să fac eu în comună la mine. Asta am avut ca deviză, nu am grijă altor contracandidați. Dacă vin mici răutăți spre mine, zâmbesc, poate în sinea mea mulțumesc și merg mai departe, pentru că la final contează ce facem cu adevărat. Lucrurile astea, mișcările astea, meschine le-aș numi, o să rămână în urmă și o să uite lumea despre ele. Iar la Ion Creangă sunt destul de mulți tineri care își doresc o schimbare, vor să mai vadă și altceva. Nu că s-ar fi administrat până acum câțiva ani prost comuna, dar în prezent nu suntem mulțumiți deloc de ce se întâmplă acolo, pentru că așa a fost un concurs de împrejurări, încât primarul a ales să nu mai fie acum și a fost preluată mai departe conducerea de echipa formată, iar locuitorii au văzut că nimic nu s-a mai mișcat, nu se schimbă nimic. Ori schimbarea aduce totdeauna binele. Dacă se schimbă ceva, avem de câștigat cu toți. Adică să fie acceptat un program, o gândire din partea unor persoane noi. Reacția oamenilor când stați de vorbă. Feedback-ul. Da. Uitați, sunteți întrebați, dacă toți ați fost pe teren, puteți să ne povestiți cu ce probleme se confruntă comunitățile pe unde ați fost? Lasă. Ai un creangă, știți și la Pâncești, dumneavoastră ați umblat în județ. Ce probleme îi deranjează pe oameni, ce își doresc să se realizeze și ce anume vă cer? Aș începe eu, dacă îmi permite Florin. În primul rând, în comuna Creangă nu s-au finalizat anumite proiecte. Gazul și gazul. Gazul îi revin imediat. Apa și canalul, în primul rând, este un proiect nefuncțional. Pentru că așa se întâmplă în generația noastră. Avem prieteni care sunt deja prin Ministerul Dezvoltării și poți cere o informare la ce nivel se află proiectul respectiv, dacă din cadrul primăriei nu se primește. Răspunsul a fost că proiectul este nefuncțional. Lumea își dorește, fiind aproape de oraș, la 8 km, să aibă utilitățile, lucru care nu poate fi dus în prezent la bun sfârșit. Nimeni nu mai poate finanța sau refinanța un proiect nefuncțional. Asta e o problemă. A doua problemă, tot s-a promis și la noi acolo gaz. La fel, n-a fost suficientă transparență, nu s-a discutat despre programele de extindere de gaz din comunele învecinate, ceea ce este posibil acum, iar pentru noi, în Ion Creangă, dacă ajungem să avem și gaz, putem aștepta investitori, credem că se creează locuri de muncă. Apropierea de oraș este un avantaj, clar. Este un avantaj, da. Lumea își dorește locuri de muncă aproape de casă. Eu, având secția de confecții în Valea Ursului, programul începea la 8, părinții puteau să-și ducă copilul la școală, apoi să vină la serviciu, se încheia la 4:30, aveau pauză de 30 minute, deci lumea vrea în jurul comunității să ne dezvoltăm, să avem și locul de muncă, să fie înțelegere și, bineînțeles, educație, sănătate, agricultură. Cam astea sunt aspectele care le-am descoperit. Lucruri de bază pentru un cetățean în secolul 21, care, din păcate, lipsesc. Am fost în comuna Timișești. Comuna Timișești alimentează, sunt rezervele de apă care alimentează județul Iași și municipiul Iași.
Comuna Timișești nu are rețea de apă în toate localitățile. Cu o conducere care nu e la primul mandat. Mai multe mandate. N-au reușit să rezolve problema asta de bază. Bun, interesant ar fi să aflăm odată cum au devenit ieșenii proprietari. Proprietari pe zona aceea ca să poată exploata apa și să o ducă până în Iași și după aceea să ne mai dea și nouă în zona Romanului apă din când în când. Da. Da. Sau, de exemplu, la Mărgineni sunt rezerve de gaz. Comuna Mărgineni nu beneficiază de o rețea. Deci ceea ce îmi spuneți dumneavoastră este că toată lumea își dorește servicii cât mai apropiate de timpul în care trăim. Și la un preț, dacă se poate, cât de cât rezonabil, pentru că ce se întâmplă la nivelul aprovizionării cu apă și canalizare, câteodată frizează absurdul. Deci nimeni nu cere lucruri extraordinare. Toată lumea înțelege că un minim necesar se poate face pentru fiecare. Apă, canalizare, gaz, un loc de muncă, atragerea unui investitor. Bun. Haideți să ne întoarcem la tema de astăzi, învățământul. Cum vedeți, dumneavoastră, o colaborare la nivel județean? Consiliul Județean are relativ pârghii puține în relația cu școlile, dar o colaborare poate exista. Haideți să vedem. Vă rog, chiar vă rog să discutați ca și cum ați fi la o întâlnire, la o șuietă dumneavoastră și discutați despre lucrul acesta. Deci se poate face o colaborare pe proiecte concrete cu o anumită școală, pentru o competiție sportivă, pentru elaborarea unui album, unei monografii a școlii respective, iar în parteneriat cu administrația locală, primărie și consiliul local se pot face chiar proiecte pe fonduri nerambursabile pentru aducerea de utilități de bază într-o școală. Da, au fost mici încercări la nivel județean. Eu n-am înțeles niciodată de ce proiectele nerambursabile, acelea pe care le face Consiliul Județean, sunt mai mult spre o anumită zonă trimise și nu, de exemplu, spre școlile care au asociații care pot să folosească. Dar cred că avem un om care ne poate povesti mai mult. În primul rând, școala ar trebui să solicite, să completeze cererile de finanțare către Consiliul Județean. Adică primul pas ar trebui făcut dinspre școală, spre Consiliul Județean. Corect, așa este. Când este identificată o nevoie, Consiliul Județean poate răspunde nevoii respective. Legat de școală, în mediul rural a început o migrație a elevilor spre oraș. Aș zice că cea mai bună școală este cea de la tine din sat. Cu previzia asta trebuie să plecăm fiecare, de sus până la nivel de comună și de sat. Deoarece și în mediul rural sunt cadre didactice foarte bine pregătite. Școlile pot fi modernizate, pot avea tehnologie didactică modernă acum pentru 2020. Adică pe lângă internet și laboratoare, fiecare elev poate să aibă o tabletă, bineînțeles cu sprijinul Consiliului Local și al Primăriei, pentru că bugetul unei școli nu își permite investiții foarte, foarte mari. Dar un parteneriat bun cu școală, primărie, Consiliul Județean poate duce la succesul elevilor. Iar dacă avem o comunitate educată, cu siguranță alte valori și principii ne va călăuzi viața. Deci, de aici pleacă totul până la urmă. De aici pleacă totul. Pentru că dacă ai o comunitate educată, ai și o localitate curată, ai o localitate în care oamenii deja încep să judece altfel lucrurile, să dorească să facă lucruri. Este foarte, foarte important lucrul acesta. Și să nu uităm, vorba dumneavoastră, că cea mai bună școală este aia, mai ales școala primară, aia trebuie să o ai acasă la tine și cu profesori, învățători, acum știți că e și învățători, profesori, învățători, educatori, dedicați. Dacă sunt oameni dedicați, lucrurile sunt rezolvate deja pe jumătate, de acolo încolo. Ce mi-aș dori, cel puțin în comuna noastră, pe lângă tehnologie didactică modernă,
și un program finanțat pe fonduri europene pentru after school, deci, pentru că în mediul rural părinții nu își permit să plătească un after school. Iar copilul, dacă stă 4, 5, 6 ore la școală, e într-un mediu. Întorcându-se acasă, se întoarce în alt mediu. Poate părinții nu au suficient timp să se ocupe de ei și în a doua parte a zilei. Dacă îi avem la școală și avem cursuri de muzică, de dans, de activități sportive și momente în care poți să-ți realizezi temele și lecțiile, cu siguranță copilul se întoarce mai îmbogățit și acasă și la școală a doua zi, iar familia, comunitatea o să aibă cu siguranță de câștigat. Iar unul din proiectele punctual care s-ar putea implementa cu ajutorul Consiliului Județean și cu ajutorul primăriilor ar fi o masă caldă pentru copiii din școală, pentru a reduce, a încerca reducerea abandonului școlar. Mulți dintre copii nu vin la școală. Da, chiar... sunt probleme sociale. Aș adăuga aici că orice școală trebuie să fie foarte atractivă. Nu mai este ca înainte. Așa este, legea educației spune că învățământul este obligatoriu. Dar eu merg pe partea cealaltă. Haideți să facem școlile atractive. Adică și copilul să vină cu plăcere. Și cu interes. Și cu interes, și da. Cu interes. Pentru că dacă îi deschizi interesul spre ceva, el clar va veni. Odată prin oferta educațională, cu ce opționale se pot studia, cu activitatea din after school, cu dotarea materială, cu oamenii care știu să facă educație cu blândețe, adică nu mai merge ca acum 30 de ani unde profesora ferm. Trebuie sensibilizat elevul. Din punctul meu de vedere, este un punct de vedere, nu vreau să deranjez pe nimeni. E doar un punct de vedere, așa am văzut eu ca și cadru didactic, că putem sensibiliza elevii, că îi putem atrage spre școală, deoarece unii dintre ei nu găsesc mai multă înțelegere acasă sau căldură sau curățenie decât la școală. Pentru că să recunoaștem, sunt familii cu 7-8 copii unde lucrează un părinte sau nu lucrează, unde au probleme poate cu alcoolul, dar nu vreau să jignesc pe nimeni. Iar școala poate înlocui acele carențe din familie. Da, haideți să pornim de la un exemplu concret, că tot vă avem aici în emisiune. Deci, Pânceștiu, școală modernizată, școală pusă la punct. Pe 14 septembrie, teoretic, începe școala. Nu știm încă exact în ce formulă, în ce scenariu, că suntem la nivel de scenariu. Da. Cât de pregătită este școala din Pâncești să ofere educație, hai să spunem, alternativă, cum se spune acum, la nivel de online? Iar aș zice că din punct de vedere al spațiului, pregătesc 100%, am primit niște notificări din partea inspectoratului școlar și, bineînțeles, vine de sus la minister. Putem așeza băncile la un metru distanță una de alta ca să nu există risc de contaminare. În mediul rural, clasele nu au un efectiv foarte mare, nu avem 30 de copii, noi avem 20-21 de copii în clasă. Și atunci vă descurcați. Și atunci ne descurcăm, încăpem în spațiu. Iar dacă vom fi nevoiți să învățăm în online din nou, noi am comandat, bineînțeles cu sprijinul primăriei și Consiliul Local, am comandat pentru ciclul gimnazial tablete pentru toți elevii, deja le-am comandat, o să ne vină, deci elevii de gimnaziu vor avea toți. Iar pentru cei de la 1-4, cele două laboratoare de informatică, suntem dispuși să facem un contract, aș zice așa, cu părintele, să le dăm în custodie câte un calculator de la noi din școală, la cei care nu au nimic în casă, unul pe familie, că nu putem să asigurăm la fiecare copil de la 1-4, și în felul acesta sperăm că un 80% plus poate un 20% mai au ei tablete, telefoane, să ne acoperim până la 100%. Dacă e nevoie să intrăm din nou în online, noi vom fi pregătiți, deoarece ne-am dat interes să avem și platforme. Asta e situația la dumneavoastră, dar da. Din ce știți la nivel comunele învecinate, cum stau la școală? Cred că și ceilalți directori au luat măsuri în direcția aceasta, pentru că toată vacanța de vară am așteptat din partea Ministerului și a Inspectoratului indicații, măsuri care ne-au condus oarecum în direcția aceasta și
Noi, bineînțeles că respectăm. Nu vrem să rămânem în urmă cu nimic. Înclin să crezi că și ceilalți directori s-au pregătit. O conducere competentă în orice domeniu. Da. Domnul Zaharia, sunteți somat de mai multă lume să continuați să spuneți, apropo de aceste probleme sociale, cum vedeți dumneavoastră rezolvarea lor, pornind de la premiza că sunteți deja președintele Consiliului Județean. Toată lumea spune, da, au identificat problemele, dar ce, haideți să vedem soluții, cu ce vin oamenii aceștia să ne propună, cu ce resurse, cu ce resurse umane. Deci, eu, sincer, apreciez faptul că aveți un asemenea candidat, dacă ați reușit deci, să strângeți... Este unul din pariurile noastre câștigătoare pentru o primărie din județul Neamț. Mulțumesc! Da. Deci, problemele sociale le-ați identificat. Ce facem mai departe? Cum mergem mai departe? Deci, acei copii trebuie luați din mediul lor familiar și aduși la școală, atrași spre școală, iar părinții ajutați să-și găsească un loc de muncă pentru a-și putea întreține familia și a nu... Aici tot chestia de educație este, pentru că nu te poți lăsa să trăiești doar din ajutor social, să fii folosit ca masă de manevră de către anumite știți, primării. La nivel teoretic așa este. Dar dacă mergi și stai în zonă printre oameni, ei își fac niște calcule simple. Dom'le, locuri de muncă nu sunt decât un salariu minim pe economie, nu? Cam așa se gândește. Și atunci ce rost are să merg eu de la Ion Creangă să fac naveta până în capătul celălalt al Romanului, când eu aici primesc un ajutor social de nu știu cât și cel puțin 5-6 zile pe săptămână mai lucrez pe unde pot, la negru, și mai îmi îngrijesc casa și mai pun ceva în grădină sau cresc un animal. Deci aici este o mentalitate adânc înrădăcinată, începând de după Revoluție, când toată lumea dădea ajutoare sociale. Era un concurs, cine oferă mai multe ajutoare sociale. Cine oferă mai mult șomaj, mai mare, o perioadă mai lungă. Și s-a ajuns ca acest lucru să intre în mentalul unor categorii sociale din zona rurală care nu au pregătirea, haideți să o spunem pe aia dreaptă, nu au pregătirea necesară de a înțelege că se poate mai mult decât atâta. Și e greu să-l scoți de acolo, de aceea lumea întreabă de soluții. Toți formatorii de opinie din comunitatea respectivă, fie că e școală, fie că e biserică, fie că e primărie, Consiliul local, proiecte realizate cu ajutorul Consiliului Județean de reintegrare acestor, de reconversie profesională, de ajutor pentru a-i asigura transport, probabil, de la locul de domiciliu la un loc de muncă. Educație, în primul rând, pentru că... Eu aș fi foarte bucuros, de exemplu, domnul Zaharias, vă văd președinte de Consiliul Județean, și ca să luați aceste probleme și să le puneți în dezbatere reală, nu în dezbatere, hai că luăm un proiect, îl aruncăm pe un site și am făcut dezbaterea, sta acolo 15-30 de zile, aloca niște fonduri și... Și s-a făcut dezbaterea, nu, o dezbatere reală. Ce facem cu acești oameni care trăiesc în condiții promiscue în anumite zone ale județului? Dezbaterea trebuie să aibă la aceeași masă toți factorii implicați. Da. Și antreprenori și conducerea. Și oamenii ăia văzut dacă își mai doresc altceva și cât își doresc. Omul dacă ajunge într-un anumit confort, adică dacă are un ajutor social și câteva alocații complementare, s-ar putea să zică pentru mine e bine la nivelul acesta. El nu știe că se poate și mai bine de atât. Dar știți vorba aceea, decât să-i dai ceva să mănânce, mai bine el înveți să pescuiască. Cred că dacă, atunci când eram antreprenor, fac o paranteză, când eram antreprenor la Valea Ursului, de la primărie veneau la secția de confecție să le dau o hârtiuță că nu am nevoie de oameni să angajez, ca ei să se întoarcă înapoi în ajutor social.
și le spuneam, am nevoie de tine, mai ales în producție. În producție fiecare om e foarte important. Adică cu cât ai mai mulți oameni, cu atât poți să iei comenzi mai mari, să produci mai mult. Și spuneam, eu am nevoie, nu-ți dau nicio hârtiuță. Ori te hotărăști și rămâiești cu mine, ori dacă nu te întorci înapoi la primărie și spui că stai fără ajutor social. Deci dacă într-adevăr primăria cu investitori din zonă au un parteneriat, adică de la primărie îi direcționează spre locurile de muncă existente în zonă, unde pot fi calificați la locuri de muncă, unde, bineînțeles, primăria poate să, și Consiliul Local poate să propună niște cursuri de formare pentru cei care au 4 clase, 8 clase. Și aș vrea să vă mai spun ceva. Acolo la Pâncești, la 30 de kilometri de Roman, noi am pornit de anul trecut școlar a doua șansă. Adică cei care au 4 clase, acum au posibilitatea să termine 8 clase. De ce am făcut lucrul ăsta? Pentru că erau oameni pierduți. Adică aveau 4 clase, știți că nu se mai angajează decât cu 8 clase în sus. Avem 15 cursanți care la anul vor absolvi 8 clase, că așa se face în a doua șansă, 2 ani într-unul. Este prioritate națională și atunci este pentru oameni care... Spuneți-mi, ce vârste au? Avem de la 28 până la 38, cred că. Nu cred că am peste 40, nici unul. Am înțeles. Și sunt și romi printre ei? Chiar dacă sunt romi, nu se declară. Noi nu avem romi declarați acolo. Am înțeles, dar nu. De ce? Pentru că toată este fobia, chestia asta. Dom'le, ăștia nu vor să învețe, ăștia nu vor să facă. Eu cred că dacă li se oferă și stai de vorbă cu ei, s-ar fi interesați. Ăsta ar fi un prim pas, să-și finalizeze studiile. Al doilea pas ar fi, bineînțeles, să fie investitor cât mai mare în zonă, în fiecare sătuc, pliat pe profilul satului. La noi acolo merge foarte bine agricultura. Sunt foarte mulți oameni care au solare, care ar trebui sprijiniți poate cu o linie de ansamblare pentru supermarketuri, dar nu numai din comuna noastră. Făcut o asociație cu comunele din jur, ei să-și asume că câteva tone de legume pe săptămână, un centru de colectare, niște camere frigorifice sau... În paralel cu asta ar trebui și drumurile agricole pietruite sau chiar asfaltate pe fonduri europene. Știți ce se întâmplă? Cel puțin acolo în comuna Ion Creangă, e greu. Așa se zice că e greu. Nu e greu. Eu până am obținut finanțarea pe fonduri, am mai depus încă 3 proiecte. Am învățat de la proiect la proiect. Am greșit, am eșuat, dar așa am învățat. Că dacă le-aș fi știut pe toate, nu mai dezvoltam. Asta este clar. Dacă le știați pe toate, erați și mulțumită. Și am permis să greșesc. Factorul principal de decizie este primăria și Consiliul Local într-o comunitate. Pentru că dacă ei își doresc cu adevărat ca acei oameni care trăiesc cu venit minim din partea primăriei să fie reintegrați în piața muncii sau vor reuși, vor atrage investitori, vor aduce la o discuție cu acești cetățeni investitori. Dar dacă nu se durește și ei sunt ținuți în starea asta, fiind folosiți doar, cum v-am spus, ca și masă de manevră la alegeri și care să le asigure un anumit număr de voturi, nu se va reuși. Eu totuși aș spune că este un interes din partea celor de zona de jos, să spun așa, pe o treaptă socială inferioară, este un interes de dezvoltare. Am observat oarecum crescându-le un pic veniturile, că poate pe lângă ajutor social au mai întreprins și ei ceva, sau poate unul dintre ei s-a desprins și a plecat la locul de muncă și au dorit o mașină, un permis, e altceva. Își doresc acasă să mai facă ceva, poate o terasă, să dezvolte, să investească. Și că, pentru că schimbarea începe cu fiecare în parte. Eu cum mă schimb pe mine, vecinul meu cum se schimbă pe el și împreună schimbăm comunități, mentalități, județe și țara aceasta. Mulți schimbă. Dintre ei au fost plecați și în străinătate și chiar au muncit acolo și au văzut cum se poate trăi dacă muncești și îți poți permite și o mașină și o casă și o baie în casă sau utilități. Și vor să implementeze asta și la ea. Îmi aduc aminte acum, în timp ce dumneavoastră vorbea și povestea cum veneau de la primărie cu hârtia dacă se ceară că să spuneți că nu au loc de muncă. Un exemplu invers, tot în zona Roma, nu o să dau aici comuna, pentru că nu-i cazul. Cineva a vrut să deschidă o secție de confecție într-o localitate. Și s-a dus ca omul prima dată la primărie. Deci, știți, eu vreau să deschid o secție, dacă aveți vreun spațiu care poate fi închiriat, dacă nu, găsesc eu undeva. Și ce vreți să faci cu secția asta?
știți, aduc 40-50 de locuri de muncă, dar ce noi nevoie de locuri de muncă avem? Și oamenii ăștia stau bine aici, n-au nicio problemă. Deci era masa de manevră a primarului. Poate dacă deschidea portița domnul primar, avea mult mai mult de câștigat, oamenii respectivi aveau un loc de muncă, se validau. Un om, dacă are ocupație, dacă la sfârșitul lunii primește un salar, el se validează, îi crește stima de sine, are încredere în el, merge mai departe. Ori dacă noi nu îi dăm această șansă, nu știe că poate mai mult. Îmi pare rău să aud asta. Da, nu, dar este, s-a întâmplat acum 3 ani, dacă nu mă înșel, în zonă, chiar în zonă. Câteva reacții ale cititorilor, un domn Cătălin, spune, domnule Bălănescu, statul are obligația constituțională să asigure fondurile sociale de subsistență familială, care la timpul acesta ar trebui să fie de câteva sute de euro. Iar salariul minim cel puțin 1000 de euro. Problema noastră este structurală. Cei care câștigă câteva mii au impresia că ceilalți pot trăi cu 3-400 de euro. Probabil că așa este. Da, statul are obligația asta. Acum se vorbește, și am discutat de nenumărate ori în emisiune, despre acel venit universal minim pentru fiecare om pe care anumite state se pregătesc să-l dea. Dar problema este alta. Cel puțin la noi. Dacă dai acum câteva sute de euro în niște comunități și nu cer nimic în locul lor, având în vedere nivelul precar de educație în anumite locuri, faptul că în sate, și chiar aș vrea să discut imediat, dacă treci așa de-a lungul satului, dimineața de la ora 6, și în orașe, la fel în multe zone, mergeți în zona Pieței Mărăței, de la ora 6 vezi pe terasele improvizate ale cârciumelor oameni care sunt deja la cafeaua, să spunem, de dimineață alcoolizată, s-ar putea întâmpla lucruri care nu știu dacă ar fi foarte bune pentru sănătatea acestui popor în viitor. Dar, într-adevăr, statul are această obligație. Sunteți întrebat direct ce program de muncă exista în confecții, că spune că de obicei se lucra foarte multe ore și... Da. Noi aveam client, o fabrică mai mare, se numește Caremil de la Roman. Într-adevăr, erau și programul era de 8 ore, clar. Numai că erau, existau zile în care aveam livrări. Nu rămâneau toți pentru livrări, dar 2, 3, 5 oameni... În general, întrebarea este în general, nu în noastră. Da, da. În general, și că în confecție se lucrează... Știi, de asta am și renunțat la confecție, pentru că așteptările erau foarte mari, iar clienții noștri ofereau puțin. Se lucra în general în lon, nu? În lon. Am lucrat și pentru Caremil, am lucrat și pentru Iași Text, care avea comandă de la Ikea, am lucrat și pentru Carlin, am lucrat pentru mai multe firme. Dar fiind în lon, noi fiind la a treia mână, să spun așa, prețul era, profitul era extrem de mic. Trebuia să câștigăm mult din rulaj. În schimb, avantajul meu a fost că aveam echipă tânără, că v-am spus, unii dintre ei mi-au fost elevi la Liceul Tehnologic Valea Ursului, și noi ne-am gestionat altfel programul. Adică în confecție există linia întâi, zona întâi și zona a doua. Zona întâi pregătește pentru zona a doua, care vine cu cusăturile mai mari, și îi chemam la serviciu în funcție de cât aveau de mult de lucru. Adică ai tichetul de masă, ești pontat 8 ore, dar nu vii de la 8 dimineața, că nu ai ce să faci, treci din zona a doua. Îmi vii de la 2 și îmi stai peste program. Ori dacă îi chemam sâmbătă, acum știți că legea permite în contract de muncă să dai între 1 și 100% ceva la salariu. Ei își realizau singur salariul, că era așa de bine conceput, încât știau că la 1000 de bucăți făcute, aveau o câștigă. Făceau calcul dinainte. Domnul Florin, toți sunteți întrebat. Am un domn care de fiecare dată îmi pune aceeași întrebare. Domnul Zaharia, să spună care este proiectul cel mai important pentru el în detaliu. Deci, care este, domnule, proiectul cel mai important? Dar să mulțumim cititorii, deci, și ascultătorii. Proiectele sunt mai multe. Dar pe primul plan ar fi cel cu învățământul și cu educația, pentru că fără să ridicăm nivelul de educație al cetățenilor și să-i aducem în secolul 21, ca și școlile să aibă dotări de secolul 21, să nu mai existe clase neîncălzite, toalete în curte,
copiii să vină cu drag la școală și să acceseze chiar și programele de after school. Asta este șansa noastră de revenire. Iar și pentru a putea fi învăța o meserie. Avem în plan învățământul dual. La momentul de față, în organigramă din 2020-2021, sunt 3 sau 4 clase de învățământ dual în tot județul Neamț. Ceea ce e foarte puțin, la câți operatori economici sunt și ar... Problema este că nu se ocupă, domnul Dahan. Sunt clasele și nu sunt elevi în aceste clase. Asta este problema. Deși ele sunt destul de ofertante. Se dau niște bani de la stat, per elev, se dau niște bani de la viitorul angajator, dar lumea se ferește să semneze acele contracte care i-ar obliga să lucreze 3 ani, nu știu câți ani, la angajatorul respectiv. Elevii pot fi convinși că e spre binele lor, adică nu trebuie forțați, dar convinși să poată. Mai au un cuvânt de spus și părinții. Și dacă părinții doresc acel copil să... după terminarea școlii să aibă un loc de muncă asigurat, pentru că toți se plâng, nu sunt locuri de muncă. Locuri de muncă sunt, dar trebuie urmată o școală, o pregătire în domeniul respectiv și nu o să primească un salariu extraordinar din prima lună de activitate, dar la un privat, dacă ești performezi și ai șanse să crești ca și nivel de salarizare și ca treaptă ierarhică. Și părinții au un aport la alegerea. Nu toată lumea poate să facă un liceu, nu toată lumea poate să facă o facultate, pentru că avem N facultăți acum în România. Acreditări, fără acreditări, faci facultate fără să ai bacalaureatul. Dar fiecare și are locul în societate. Da, fiecare și are locul. Fiecare, adică... Dacă ați observat, meserile sunt mai bine plătite decât profesiile în prezent. Da, așa este. Deci, elevii ar trebui să... E lipsă de meseria. Da, e lipsă, da. Adică, și elevii ar trebui să accepte învățământul dual sau să accepte varianta cu meserie. Haideți pe final. Eu susțin întotdeauna că există foarte multă minciună la nivelul a ceea ce spun autoritățile despre educație. Și mă refer aici, porneți la Constituție. Și spune așa, învățământul în România este gratuit, obligatoriu, până la un anumit nivel, etc. Mai că după aceea, toți cei care sunt implicați în învățământ spun așa, este gratuit pentru elevi, nu și pentru părinți. Da, și de la minister s-a spus. Deci este gratuit pentru elevi, nu și pentru părinți. Păi... asta nu este o minciună, că sunteți director de școală și pe parcursul activității dumneavoastră sigur ați auzit și acel cuvânt extrem de interesant numit fondul clasei. Fondul școlii. Noi în școală avem o asociație de părinți, pe asociația respectivă am derulat niște programe. Toată lumea spune așa, domnule, avem asociație de părinți și este legal ca asociația de părinți să ajute școala. Este legal. Problema mea este moral. Da, să vă spun despre obiectivele asociației mele din școală. Nu am cerut bani de la părinți pentru rechiziții sau alte cele sau pentru pregătirea standardă. Nu, pe asociație am avut un parteneriat cu Banca de Alimente din Roman. Asta am hrănit 7 copii 2 ani de zile. Asta da. Am împărțit boxurile cu alimente care le-am împărțit și comunității. Am primit sponsorizare chiar la o firmă din Piatra Neamț, firma Autonom. Acum am pandemie, am primit sponsorizare. Adică putem folosi asociațiile ca să atragem sponsori. Deci, să plătească părinții. Asociația astea să existe pentru organizarea unei excursii, când s-o putea, pentru competiții, pentru activități culturale. Nu să cumpărăm hârtie igienică, nu. La noi în școală avem tot ce ne trebuie. Vreau să vă zic, în 2015, când am ajuns acolo, dând contabilitate, tot mi se spunea, nu sunt bani, nu putem face asta. Și am spus, în momentul ăsta nu mai spuneți că nu sunt bani. Aducem abundență în școala asta, pentru că sunt oameni care vor să ajute, firme care pot ajuta. Bineînțeles, dacă mergi la primărie de 10 ori și deschizi ușa de 10 ori pentru aceeași problemă, la un moment dat găsești. Iar ca să revin un pic în urmă la ce a spus dumneavoastră, într-adevăr, finanțarea per elev poate este
mică, copiii de la oraș dispun de mai multe, pentru că este și finanțarea părintelui, îi duce la pregătire sau ce mai fac ei. La țară nu se obișnuiește cu pregătirea, cel puțin la noi în școală. Poate îi conduce la alți domn profesori în oraș, nu știu eu, dar n-ar trebui să fie nemulțumiți părinții. Eu zic că cadrul didactic ar trebui să facă tot ce le stă în putere ca acel elev să plece cu cunoștințe minimă de nota 6, 7, 8 și să mai pregătește acasă, ajunge la 10. Și nu văd o variantă bună finanțarea din partea părinților. Cred că statul ar trebui să asigure un buget mai mare, să ajungem să avem after school și masă și atunci fiecare copil are o dezvoltare mai completă. Da, vă mulțumesc pentru și noi vă mulțumesc. Participarea la emisiune. Și pentru încheiere aș spune, o comună cu un nume așa de cărturar, Ion Creangă, merită un primar din domeniu. Învățător. Da, eu sunt de acord că domnul Bogdan a prezentat foarte bine ceea ce vrea, ce a făcut până acum, să vedem ce ne va spune, ce vrea să facă în comunitate. Vă doresc succes și să dumneavoastră fie. Și să sperăm că lumea va înțelege mesajul pe care îl transmiteți. Până atunci însă vreau să vă spun că de la ora 9:30 vom avea încă o emisiune, Cafeaua de dimineață, de data aceasta o premieră, ca să spunem așa, pentru noi, poate pentru multă lume. Candidatul PNL pentru Piatra Neamț vine însoțit de doi membri de partid în emisiune. Vă mulțumim, vă dorim cele bune, scurtă pauză și revenim. Mulțumim, bunuri bune. Mulțumim.